Soarta complexului energetic Hunedoara se îndreaptă încet, dar sigur, spre falimentul anticipat de tot mai multe persoane în ultima vreme. Compania energetică se zbate de mai mult timp între viață și moarte, iar starea pe care o traversează în momentul de față este mai degrabă una de moarte clinică, chiar dacă statul român nu a uitat să trimită sume importante de bani spre Valea Jiului. Numai la sfârșitul lunii mai, la Hunedoara au ajuns 45 de milioane de euro ca ajutor de stat, însă unitatea înregistrează acum datorii uriașe. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colega mea, Ana Maria Iang. Bună seara, Ana, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Complexul energetic Hunedoara s-a înființat în anul 2012, atunci când electrocentralele Paroșeni și Mintia au fuzionat. La puțin timp după această fuziune, în componența noului gigant energetic au intrat minele Lonea, Livezeni, Lupeni și Vulcan, cu datorii cu tot. După mai multe etape de restructurări din ultimii ani, compania a ajuns să mai numere doar aproximativ 6.000 de angajați. CEH se află în momentul de față într-o cădere liberă și asta în ciuda ajutoarelor de stat primite. 45 de milioane de euro au ajuns în Hunedoara în luna mai, însă la finele lui octombrie, gigantul energetic datora bugetului de stat aproximativ 555 de milioane de lei. Situația pare însă una fără ieșire, mai ales că CEH produce în momentul de față cel mai scump megawatt de pe piață. Cifrele sunt și mai îngrozitoare dacă ne gândim la faptul că în trecut erau 45.000 de mineri în Valea Jiului, cu 40.000 mai mulți decât în prezent.